Reabilitarea viaductului Grămăticu de pe drumul național 10 care leagă Buzăul de Brașov este așteptată cu mare interes deopotrivă de către autorități și turiști. Direcția regională de drumuri și poduri Buzău a demarat deja lucrări de intervenție la infrastructura și suprastructura podului, la rampele de acces și la racordările cu terasamente ale acestui viaduct, aflat într-o stare destul de avansată de degradare. Reabilitarea părții carosabile de 8 metri este extrem de importantă, mai ales pentru tranzitul de vehicule grele, în zonă fiind de altfel impuse restricții de tonaj. Autoritățile buzoiene speră ca aceste măsuri să fie anulate cât mai repede. În afară de faptul că s-a reabilitat viaductul de la Giurca, s-a terminat viaductul de la Teherău, acum este în procedură viaductul de la Grămăticu și sper eu că odată cu această lucrare se vor ridica în sfârșit restricțiile de tonaj pe DN10. Deocamdată, traficul rutier nu este afectat, dar după ce firma de construcții va demara lucrările la suprastructură, circulația rutieră se va desfășura semaforizat. În această iarnă, firma care a câștigat licitația va încerca să refacă cei 4 piloni de susținere, iar din primăvara anului viitor să treacă la decopertarea șoselei. Viaductul Grămăticu a fost construit în 1983, iar de atunci nu a mai fost consolidat. Pilonii de susținere și partea carosabilă sunt deteriorate și șubrezite. Viaductul are aproape 200 de metri și este cea mai scurtă legătură rutieră dintre Ardeal, Muntenia și Litoral.